În acest moment, PSD la Camera Deputaților și Senat are 197 de parlamentari, UDMR 30 de parlamentari, în total 227 de voturi, iar necesarul pentru moțiune este 233 de voturi. Cine ar mai putea vota această moțiune? Minoritățile 17 parlamentari, Pro-România 25 de parlamentari. Domnule Teodor? Beneficii, negocierea asta e de fapt o negociere funcție și pe mandate pentru următorul parlament. Nu știu dacă, nu e greu să mă pronunț acum dacă trece sau nu. Cred că este important ca noi să avem stabilitate politică, să încheiem acest circ cu alegerile anticipate și cu alegerile în două tururi și facem un apel public să se respecte legislația și să nu se mai schimbe regulile jocului în timpul jocului.